Nicolae Săftoiu este unul dintre cei mai importanți graficieni ai României. Lucrările sale speciale, ce îmbină realul cu fantasticul, lumea palpabilă cu cea ireală, sunt o provocare pentru cei care intră în contact cu opera sa. Faptul că la Câmpul Lung se organizează o expoziție cu lucrările lui Nicolae Săftoiu are o poveste specială. Artistul s-a retras în satul Lunca Gârtii, un spațiu ce l-a inspirat și l-a ajutat să-și pună pe hârtie toate fantasmele și toate gândurile. După moartea lui Nicolae Săftoiu acum 2 ani, Cristina, soția sa, a donat Muzeului Municipal din Câmpul Lung mai multe lucrări, care acum vor putea fi văzute de mușcelenii care l-au cunoscut pe Nae Săftoiu, dar și de mulți alții care vor să cunoască artă plastică de cea mai înaltă valoare. Pentru noi reprezintă o mare oportunitate că în sfârșit în 2019 reușim să-i dedicăm o expoziție tematică lui Nae Săftoiu. Suntem profund recunoscători că în 2016 ne-a făcut o generoasă donație de 32 de piese și nu am reușit, din cauza spațiului expozițional anual și din cauza restricțiilor financiare, care sunt în mod evident reale în tot spațiul muzeal din ziua de astăzi, nu am reușit să-i dedicăm o expoziție, așa cum inițial noi ne-am angajat ca în fiecare an să avem o expoziție, măcar în luna în care s-a petrecut dintre noi. Sperăm că de anul viitor, atâta timp cât cel puțin eu voi fi manager, nu știu, să avem o expoziție tematică. Avem o ocazie deosebită în acest an, faptul că l-avem pe lângă noi pe Augustin Lucici, care m-a agreat să curatorieze această expoziție, dar și faptul că doamna Cristina Elena Săftoiu a fost de acord să ne împrumute mai mult de 30 de lucrări pentru această expoziție. Nu știm dacă în anii viitori vom reuși să adunăm, fie de la Galați, fie de la Craiova sau pe unde mai există colecții ale lui Nae Săftoiu. Încercăm totuși să păstrăm vie memoria, în primul rând, și în ultimul rând să aducem un plus valoare, pentru că știm foarte bine și, mă rog, veți vedea și mâine la vernisaj, cota de piață, nu din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere artistic al unei Săftoiu, este una foarte ridicată. Evenimentul organizat la Muzeul din Câmpul Lung vă va permite intrarea în lumea lui Nicolae Săftoiu, creată cu o migală greu de egalat, cu atenție pentru detalii care nu poate fi reprodusă, cu o tematică atât de specială încât fiecare lucrare înseamnă o provocare pentru privitor. Deșifrați întotdeauna la grafica de felul acesta și mai ales la Nicolae Săftoiu, pentru că el și-a pus aprența foarte puternic, să știți, în grafica românească, prin lucrările sale, această vibrație, această legătură pe care și-a făcut-o cu propriul univers, cu propria lume, dar și cu această împăcare cu sine. Ce vreau să spun prin aceste lucruri este această metamorfoză, un soi de construcție, de distrugere și de recompunere sub altă formă, adică până la urmă o transformare. Rudolf Farnheim spunea despre aceste lucruri în cartea sa În arta și percepția vizuală, despre legătura pe care o are artistul cu ceva cu transcendent, dincolo de materie, într-adevăr. Și într-adevăr, Nae Săftoiu este o forță, să știți, nu neapărat o forță a naturii, o forță a graficii românești. O diversitate de forme, o diversitate de nuclee, de înconjurări, de încolăciri, de tot ceea ce reprezintă plinul și golul, perspectiva, o distruge, o recompune, vine dintr-o parte, nu știi la ce să te aștepți. Este un soi de artă a știutului și a neștiutului, a terminării unui război, a începerii unui soi de pace, dar o continuare, să știți, a acestui război interior pe care îl are cu eul, de o amploare și de o diversitate extraordinară, neîntâlnită, să știți, în grafica românească, decât prin aceste lucrări extraordinare. Vernisajul expoziției Nicolae Săftoiu, Crâmpeie, Frânturi, Fărâme, In Memoriam, este de fapt o evocare a unui mare artist pe care mulți mușceleni l-au iubit și o invitație pentru cei care nu l-au cunoscut să-i vadă opera. Este o expoziție excepțională, să știți, care merită să vadă și Câmpul Lungul, dar și Parisul, poate să vadă și Madridul. O expoziție deosebită, într-adevăr.